cu prea sfântul și bunul de viață făcătorul tău Duh. Acum și creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi, 9 aprilie, Duminica Florilor, o sărbătoare care marchează intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim. În satul Răzălăi, raionul Sângerei, oamenii indiți de dimineață au mers la biserică pentru a se ruga și a lua acasă crenguțe sfințite de salcie. Creștinii au mers la biserică, s-au rugat pentru pace și iertarea păcatelor, unii chiar au primit Sfânta Împărtășanie. O punem la icoană și o păstrăm până iar la anul și o punem undeva să întrem sub dânsa în casă, ca ea să ajute pentru boli, pentru toate cele necesare pentru gospodărie. Noi le punem în gard la animale, noi avem căpriță și punem în gard ca să păstrăm verdeața, natura, atât ca să aibă ele pe timpul și căprița vrea crenguță, vrea verdeață. Sărbătoarea florilor, întotdeauna florile, sunt floriți, copașii, florile și o sărbătoare mare, frumoasă, întotdeauna mă împărtășesc de sărbătoarea asta și așteptăm Paștele. În fiecare an de florii, mătușa Eugenia pune ramurile de salcie pe care le aduce de la biserică la icoană. Astăzi noi am fost la Sfânta Biserică pentru a sărbători intrarea Domnului în Ierusalim. Când a intrat prima dată Domnul în Ierusalim, a fost întâmpinat cu crenguțe de sălcii sau salfie, așa se numește. Noi aducem aceste crenguțe în casă ca să ne aducă sănătate până la anul viitor străim și le punem la icoană, da, și la Sfântul Gheorghe putem să scotem câte o salfie, să le punem afară când punem brazneri la poartă. Preotul Valeriu Cernei spune că Duminica Floriilor este una dintre cele mai importante sărbători creștine. Să ne fie de bine și nouă cu această zi de sărbătoare, de aceea noi creștinii ortodoxi împărțim în această zi, împărțim ramuri de salcie, ramuri de finii care avem flori și ne bucurăm de intrarea Mântuitorului Iisus Hristos prin faptul că ne-am spovedit, ne-am împărtășat, ne facem și noi părtași la moartea și învierea lui Hristos. Să ajungem cu bine deci la învierea Domnului. De florii se mănâncă pește, fiind a doua dezlegare din postul Paștelui după cea din ziua Bunei Vestiri. Menționăm că tot astăzi creștinii catolici sărbătoresc Sfintele Paști.